Salariații din primării au început astăzi munca cu o oră mai târziu, în semn de protest. Acesta este doar primul pas spre o grevă generală dacă nu vor ajunge la o înțelegere cu guvernul privind creșterile salariale. Și sunt șanse să se ajungă în această situație. Ministrul Muncii a declarat că în acest moment nu poate fi vorba de o creștere salarială. Angajații din primării și consiliile județene au fost în grevă timp de o oră azi dimineață. Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 25%, motivând că sunt cea mai slab plătită categorie de bugetari, cu salarii apropiate ca valoare sau chiar egale cu salariul minim pe economie. Funcționarii se plâng că sunt discriminați față de colegilor din administrația centrală, care au primit măriri salariale de până la 70% în unele cazuri. Toate categoriile de bugetari, în special bugetarii din administrația centrală, au beneficiat de măriri considerabile de până la 70% în unele cazuri a salariilor de încadrare. Ministrul Muncii susține că nu sunt bani la buget, așa că în acest moment nu poate fi vorba despre o creștere salarială. Totuși, în cazul tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță, acolo unde autoritățile publice locale își permit, acest lucru ar fi posibil. Dacă sindicatele nu vor ajunge la o înțelegere cu guvernul, funcționarii vor declanșa o grevă generală de o zi, iar din 19 iulie vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Va urma greva de o zi, în data de 12.07, culminând cu declanșarea grevei generale pe termen nelimitat, dacă parte din revendicările noastre nu sunt soluționate.